Doamne, cum e să vinzi materiale de construcții din Grecia? Păi, depozitul virtual poate să fac asta. Simplu. Ai un telefon, ai un laptop, ai energie, ai dorința ta de a reuși. Intri într-un sistem în care ți se dă absolut tot ce ai nevoie ca tu să tranzacționezi materiale de construcții fără să deții depozite, fără să deții stocuri, fără să ai mașini angajați și alte lucruri. Știu că pare ciudat, greu. Da, e greu. E greu. Nu este pentru oricine, pentru că mulți vin, plătesc acea taxă de 2500 de euro și se așteaptă să crească ca la cripto, așa. Nu se poate. Practic, acea taxă este doar o taxă de activare, ca noi să îți dăm dreptul să folosești depozitul virtual, pentru că ne dorim să creăm o echipă foarte puternică și eficientă. Dar munca și responsabilitatea și rezultatele sunt la tine, dragule. Deci dacă vrei să lucrezi din Grecia sau din Spania sau din Italia, să cunoști lumea, să vezi lumea, să te plimbi, uitați-vă ce frumos. Aici e un domn care a parcat și se bucură de natură, la 5 metri de apă. Atât de simplu, da? Dar este în spate efort, disciplină, ambiție și asumare. Fără asumare nu poți să faci nimic. Toți vrem succes, toți îl vrem. Toți vrem să fim remarcabili, să fim buni, să ne fie recunoscută valoarea, dar nu toți suntem pregătiți să muncim cu adevărat. Practic, unii așteptă să treacă ziua în speranța că ce? Nu se va întâmpla nimic. Dacă tu nu schimbi ceva, nu se va schimba nimic. Tu, un telefon, 2, 5, 8, 10, o conexiune, o energie bună cu un client. Așa se face treaba. Și bineînțeles, clienți mulțumiți. Dacă nu aveți clienți mulțumiți, normal că poți să te duci în Grecia și în Spania și în alte țări, că nu te caută nimeni. Da? Oamenii vin după oameni. Dacă clientul tău este mulțumit, te va recomanda, o să vorbească despre tine, o să vină din nou să cumpere. Ăsta este secretul. Da? Deci dacă vrei să fii freelancer, dacă vrei să fii eficient de acolo de unde lucrezi, asumă-ți și fii tu cel mai bun. Viața de freelancer, da?